Cea de-a 27-a ediție a zilelor revistei Convorbiri Literare marchează un eveniment cultural deosebit pentru orașul Iași și pentru comunitatea literară din România. Organizată în perioada 20-22 aprilie, această ediție aduce în prim plan contribuțiile remarcabile ale unor personalități literare, precum Mihai Eminescu și Dimitrie Cantemir. Evenimentul este rezultatul eforturilor Asociației Revista Convorbiri Literare, în colaborare strânsă cu Primăria Municipiului Iași și Uniunea Scriitorilor din România, filiala Iași. Acest parteneriat reflectă importanța acordată culturii și literaturii în societatea contemporană și încurajează dezbaterile și schimburile de idei în acest domeniu. Avem câteva tematici pe care le discutăm. Avem un colloviu despre Ioan Bogdan, filologul Ioan Bogdan, care a fost directorul Convorbirii Literare între 1901-1906. Este o perioadă faștă, în fond, pentru revista Convorbirii Literare. A avut între colaboratori, între mari scriitori, mă refer la Sadoveanu, la Steu Iosif, la Palain Celă, o serie întreagă de scriitori, poeți și prozatori importanți pentru epoca respectivă. Prin simpozioanele și lansările de carte programate, participanții au oportunitatea de a explora operele și gândirea celor doi mari scriitori români, Mihai Eminescu și Dimitrie Cantemir. Aceste evenimente constituie un tribut adus valorii și diversității culturale din istoria literaturii române. Pentru revista Convorbiri Literare înseamnă că arătăm continuitatea. Vedeți că în fiecare an scoatem un număr de cărți. Noi vrem să ne celebrăm înaintașii, vrem să onorăm și prezentul și trecutul și să pregătim și viitorul în felul în care gândim noi. Și dorim să ne întâlnim cu colegii de breaslă, cu ai noștri colegi de breaslă. Dorim să discutăm, ați văzut că avem niște simpozioane, să discutăm despre diverse teme. Anul acesta vorbim de pildă despre un fost director al Convorbirii Literare, despre Ion Bogdan, vorbim despre cărți, vorbim despre spiritul junimist, despre spiritul critic și așa mai departe. Zilele revistei Convorbiri Literare aduc în atenția publicului larg și importanța perpetuării și promovării valorilor literare naționale. Prin acordarea premiilor naționale și prin organizarea acestor evenimente culturale, revista continuă să-și consolideze rolul de promotor al literaturii române și al dialogului intelectual.